Numărul tău e 525. 525, asta înseamnă că te duci la masa numărul 2. Mă numesc Cupșe Rafael și astăzi am uitat pentru prima dată. A fost destul de ușor, deoarece mi-au lămurit ce să fac și cum și sunt mulțumit. Cum crezi, viitorul parlament va reprezenta vocea poporului? Din păcate nu pot răspunde la această întrebare, vom vedea cum o fi. Dar tu ce planuri ai pe viitor? Vrei să rămâi în țară? Desigur, vreau să rămân, deoarece aici este familia mea și pentru ce o să plec în altă țară, să lucrez, să învăț. Dacă eu vreau să continui viitorul meu în Moldova, să fac familie. Ce așteptări aveți de la noul parlament? Un viitor mai bun pentru noua generație. Dar dumneavoastră cum credeți? În ce constă acest viitor? Un viitor alături de oameni profesioniști care știu treaba așa la 100%. Я как юный пенсионер жду от нашего парламента, что они пересмотрят калькуляцию или формулу расчета пенсии для пенсионеров. Ниште саларии мои мари, мои буни, ну кондиции мои буни пентру ной. Те отиндемна печей, кари ну ворся салавот. Să meargă toți la vot și să voteze pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri. Votul dumneavoastră contează? Cu siguranță. Votul fiecăruia dintre noi contează, pentru că avem o șansă la 4 ani, iar acum chiar avem o șansă să ducem un parlament curat de care să fim mândri. Și ce așteptări aveți după alegeri? Că în sfârșit parlamentarii care îi vom delega acolo vor lucra pentru oameni, nu pentru scheme și interesele lor personale. А что бы вы хотели, чтобы они сделали для страны? Ну, порядок, во-первых, в своих головах пускай приведут. Dacă sunt oameni și vechi care au fost până acum, asta e fără folos. Poți să schimba odată, de mă ajunge atâția ani și de mucirul. De la nou parlament, mari așteptări n-am. Trebuie să vorbesc despre reformă economică, reformă judiciară, reformă. Dar tot ce trebuie o reformă spirituală. Я вам желаю для вас хорошего будущего, потому что у вас все впереди еще, вы молодые, да. Пусть действительно нам радостно будет жить, чтобы меньше людей уезжало отсюда. Am de mult știi aproape la 80, dar atâtea schimbări și atâtea alegeri și văd cum că mulțumim frumos. Și totuși ce așteptări ați avea de la deputați? Nu ce așteptări, poate s-o lua în mână și vor face ceva. Это все в органе вода шла попор. Как думаете, после этих выборов будет изменение какое-то или? Надеемся, очень надеемся. Чтобы народ не убегал с этой страны, чтобы мы хотя бы остались здесь и жили. Независимо кто ты, русский, молдаван или так далее. Я гражданин Молдовы, я патриот своей страны, поэтому я хочу остаться здесь и строить будущее для своих детей, для будущего развития этой страны.